astăzi, în acest episod, am aflat o informație foarte importantă despre mama strictă lui Dorsel 2012 și astfel am reușit să mă transform chiar eu mama lui și am aflat un secret despre familia sa, mai precis despre tatăl său. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Mamă, frate, în sfârșit, de fapt nu în sfârșit, că cine știe ce se poate întâmpla aici, dar după cum puteți vedea, mă aflu în fața casei mamei strictă a lui Darusel 2012, sunt singur de data aceasta, pentru că am vrut să vin aici, frate, chiar sunt curios ce mai face mama lui strictă, știu că n-am mai văzut de foarte puțin timp, n-a trecut foarte mult timp, dar am zis, bă, frate, după ce că am petrecut o săptămână mai mult, nu știu cât am petrecut exact cu ea, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii cât am petrecut, acum vreau să văd ce mai face ea, pentru că n-am mai văzut-o, cred că de vreo două zile sau ceva de genul, dar hai să mergem aici, în camera ei, să vedem dacă se află aici. Mama strictă lui Darusel. Nu e nimeni aici. Sau fi la baie. Nu, bă, ok, deci ușa e deschisă. Ia să vă văd camera asta secretă dacă mai e aici. Da, bă, da, frate, mai e aici, dar faza e că nu trebuie să afle baie, că s-ar putea să afle. Să sperăm totuși că nu o să afle, dar da. Hai să vedem ce se află aici, să vedem unde se află mama strictă. Auziți, mama, alo, mama lui Darusel. Bă, da, întrebarea mea. Bă, stați puțin, că acum mi-am dat seama. Încă n-am aflat care este numele mamei strictă. N-am întrebat-o până acum care e numele ei, frate. Pe și eu cum o stricam până acum, că eu nu mai mi-aduc aminte, sincer, dar în fine, mama strictă, mama strictă lui Darusel, alo. Bă, nu e acasă, mă, frate. Bă, de fapt, ia stai puțin, că mi se pare că n-am văzut nicio mașină. În partea asta mi se pare că e garajul. Ești pe la garaj, da, bă, frate, nu se află absolut nicio mașină pe aici. Deci e plecată cu toate mașinile care se aflau aici, bă, frate. Nu înțeleg, sincer, adică, pe bune. Bă, dar ce să fac, mă, acum, că am venit aici fără Darusel. Darusel nu știe, practic, că am venit aici și toate astea. Mă, ce se află aici? Opa, o carte, ce e aici? De la mama strictă, copii, dacă ați venit prin vizită, vreau să vă spun faptul că sunt plecat într-o vacanță. Să aveți grijă dacă intrați în casă, să nu faceți vorbostie, să nu spargeți ceva. E plecat într-o vacanță, maică sa? Bă, frate, și eu vreau să vin pe aici. N-am ce să fac. Acum trebuie să plec repede acasă, că nu mai am ce să fac. Adică, bă, bune, bă, trebuie să puțin. Am o idee. Dacă maică sa e plecată, nu știu cât timp e plecată, dar am o idee super tare. Cum ar fi ca eu să fiu mama lui Darusel, să-l invit aici pe Darusel, eu să mă costumez în maică sa, să-mi fac vocea asemănătoare cu a ei, cu un dispozitiv cu inteligență artificială, să fac vocea fix ca ei, să arăt fix ca ea și să-i fac o farsă lui Darusel să-l chem aici. Dar stai puțin, cum l-aș chema? Bă, mai urmărit. Bă, stai puțin. Bă, stai. Mă, ce faci, mă, Darusel aici? Bă, ce faci, mă, mă urmărești, mă, după mine? Bă, alo, ce faci? Că te-am văzut, mă, ce? Mă, ce faci, mă, la? Ok, deci Darusel m-a urmărit. Sper tu, adică oricum nu m-a auzit, nu m-a auzit, dar era venit după mine, mă, frate. Ok, deci Darusel mă urmărește de acasă. Bine, bun, bă. Bă, bravo, bă, da, tu ce cauți aici, bă, la casa lui mama? Ia zi. Bă, ce faci, mă, Darusel aici? De ce mă urmărești? În primul rând, Darusel, că te-am văzut așa într-o dată, Darusel. Mă, ce naiba, doamne, Darusel? Ce tot faci? De ce mă urmărești, Darusel? Nu puteți să-mi spui că vrei să vii? De ce? Bă, ce mi se pare că ai mâna asta? A, bă, nu mi se pare mie. Cream că ai mâna asta mai mică casa, dar în fine, ce cauți după mine, Darusel? De ce mă spionezi? De fie antenă, bă, Rafale. Eu mi-am mutat burgerul ăsta, bă, Rafale, că era telefonul meu. A, era telefonul tău, burger. Ok, Darusel, și ai venit după el. Bă, păi, și a, bine, dar i-am venit aici, Darusel, dar mai cât nu știu, a zis să nu deranjezi și azi trebuie să mergem acasă, nu știu, dar să le dai tu. Hai, du-te, bă, Darusel, că eu mă duc acum în oraș, mă duc până la magazin, ok? Ok, pa! Ok, mamă, frate, e bine că a plecat acum, stai puțin, i-am zis că mă duc la magazin, dar fiți atenți, vreau să fac treaba asta, să mă costumez mama strictă lui și să am și vocea ca ei, să folosesc inteligența artificială, dar, bă, frate, trebuie să sperăm că totuși să meargă totul bine, să nu-și dea seama de Darusel și acum cum o să fac eu, va trebui să-l sun cumva de genul, dar eu sunt de pe telefonul meu și o să... Ce face, bă, asta? Ok, deci n-am mai văzut așa ceva, e clar, sunt în lumea lui Darusel aici, e o lume plină de nebuni. Și acum, frate, eu trebuie să-l sun pe Darusel, dar înainte de a-l suna, stați puțin că trebuie să mă costumez și să-i fac vocea ca ei, dar în primul rând nu știu dacă o să fie vocea, de fapt primul rând, hai să mă costumez și după aceea o să vedem și cu vocea cum o să fie când vine Darusel, să sperăm că o să fie totul bine, pentru că, frate, vreau să mă costumez, o să sun pe Darusel, trebuie să-l sun cu vocea mea, nu trebuie să-mi fac eu altă voce, că n-am cum să fac vocea mamei stricte, pentru că îl sun pe telefonul meu și o să zic că l-a chemat maică sau aici și eu o să plec, o să fie ca și cum când o să vin aici și întreabă dacă întreabă de mine. O să zic că maică sa cum ar veni că eu am plecat, că nu știu ce m-am dus pe la magazin, pe la astea, că chiar așa i-am zis lui Darusel, adică pe bune. Și hai să vedem, să sperăm totuși că o să meargă totul bine. Ne costumăm acum, îl sunăm pe Darusel și după aceea o să-i dăm drumul la treabă, să vedem dacă o să iasă totul foarte, foarte bine și dacă e plecată maică sa, o să-i fie eu de hag. Zilele acestea o să fie cele mai șmechere zile pe bune. Și vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i facem lui Darusel când sunt consumată mama lui. Sunteți gata să vedeți, hai mă, chiar sunt curios. Scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că arăt foarte, foarte bine. Dacă credeți că arăt ca mama strictă lui Darusel, scrieți acolo în comentarii și ai 3 de euro. Mamă, frate, mamă, parcă seamănă prea bine. Vă scrieți-mi voi acolo în comentarii, mie mi se pare că chiar seamănă. Acum, hai să-l sunăm pe Darusel și după aceea, când o să vină Darusel aici, o să vorbim cu vocea de mama strictă. Să sperăm că o să fie totul bine, că o să meargă inteligența artificială și nu o să-și dea seama Darusel și zilele acestea când e plecat.
plecată, maică sau în vacanță, o să-i vină de hack lui Darusel. Și cum v-am spus, vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i pregătesc lui Darusel zilele astea când mama lui e plecată și o să fiu mama lui strictă, practic, dar el nu o să știe asta. Ia mă, hai să sunăm pe Darusel, ok, apelăm aici, Darusel la contacte, bum, hai să vedem. Ta na 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 na. Bă, ce faci, mă, dar să le ești acasă sau unde ești? Că eu eram prin oraș. Pe fiantele, Barafani! Acum mă dau cu helicopterul! Așa, mama, Barafani! Dar să lasă la helicopterul, dar să le stai puțin, vorbește ca lumea să te aud și eu mai tare, dar să le vorbește cum trebuie la microfonul ăla, de la telefon, dar să le la difuzor, să fie tot vesul, nu te pune pe speaker, că dacă te pui pe speaker, dar să le s-ar putea să aude mai nașpa. Ok, nici fiantele, Barafani, ce faci? Ce vrei? Ce vreau, dar să le fii atent. Eu știi că ți-am zis că mă duc până în oraș, dar să le. M-am dus până în oraș, m-am întors și să văd dacă a venit maică ta acasă. Hai, că... sus, bine, bine, frumos, acolo frumos, bine, așa, ce zis? Bă, dar să le chiar n-am chef de glume, adică vorbești cu mine sau ce tot faci acolo cu elicopterul ăla, bă, dar să le vorbește-mă cu mine, omule, că vreau să spun și eu ceva. Ok, fii antena, acum am ieșit din elicopter, ce vrei? Bine, mă, dar să le, dar să răci tu, fii atent, bă, dar să le, astăzi, dar să le, vreau să te invit aici, la mai, adică maică ta a întrebat de tine și a zis să mai vii și tu aici, dar să le, că nu știu, are ceva să spună ție, dar să le, eu o să plec acum că mă duc până înapoi până la magazin, până la astea, dar să le, și după o să mă duc pe acasă, dar da, a zis să vii aici, că nu știu, care ceva de vorbi cu tine, habar n-am, nu știu, încă nu mi-a spus ce vrea să, a zis că e ceva, nu știu, să vorbească cu tine personal, mie nu-mi spune. Bine, bă, zboară, bine, șantena, Rafaelie, acum ful la apa. Dar să le, dă-te jos din elicopter ca să vor, am închis și telefonul, e clar. Ce faci, îmi spune totuși care recepționa mesajuri și o să vină aici, eu o să mă duc în camera mamei stricte, de fapt, cred că o să-l aștept, mamă, stai puțin, că trebuie să dau asta la o parte, mamă, să nu vadă asta, că dacă îl vede, o să mă dau de gol. Bine că mi-am adus aminte de scrisoarea asta. Hai să punem undeva pe aici. Și acum trebuie să ne încim repede în camera mamei strictă și după aceea trebuie să ne costumăm practic să și vorbim. Suntem costumați deja, o să vorbim ca mama lui strictă și o să fie totul bine. Hai să vedem, bă, frate, mă, până acum mă duc până la baie. Și hai să vedem, frate, mă duc aici. Ok, trebuie să-mi exersez puțin vocea. Mama, să sperăm totuși că o să fie bine. Ia să vedem. La 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 la. Ok, deci cred că asta este vocea mamei strictă. Să sperăm totuși că se aude foarte, foarte bine, frate. Ok, mamă, deci cine a făcut masa? Cred că maica sa când a adus Darusel aici farsa aia, când a făcut farsa cu șarpele, cred că a spart asta de frică sau când era Darusel bântit. Bă, da, uitați-vă, Darusel, a venit. Ok, mamă, de cu elicopterul ăla, bă, da, face grăgie într-una, mă, dar... Alo, Darusel, Darusel, mamă, Darusel, ce tot faci cu elicopterul ăla, mamă? Așa, mami, ce faci, mami? Bă, Darusel, lasă-mă elicopterul ăsta, de unde l-ai procurat? De unde ai luat elicopterul ăsta, mă, Darusel, băi, atât de... Da, așa te-am educat eu, mă, Darusel, pe tine? Nu, mami, lasă-mă în pace, așa, zi, ce vrei, ce vrei de la mine, azi? Dar nu mă țipă la mine, Darusel, bă, țip la maică ta, Darusel, tu chiar așa țip la maică ta, adică, pe bune? Nu, mami, te iubesc, mami, ia zi, ce vrei? A, bă, Darusel, fii atent, vezi, era fel mai devreme pe aici, pe la mine și totuși că știi că eu n-am numărul de telefon, dar să chiar nu ia de și mie numărul de telefon să l-am, dar să leg așa. De fapt, hai, lasă, nu mă interesează, fii atent, că n-am nevoie de numărul tău, dar să leg oricum nu vreau. Bă, ce râncă, mă, dar să leg? Uite, ia, pă, așa, deci fii antena, mami, eu vreau să zic că astăzi, să zic de burger. Ok, dar să leg, ești foarte ciudat, da, hai că am și eu pentru tine, dar să leg, ia, uite ce am pentru tine, să-ți dau burger, dar să leg, dacă ești cu minte, dar să leg și lași burger de foarte când vorbești cu mine, o să-ți dau și mai mulți burger, pentru că atunci când vorbești cu mine, vreau să te aud foarte, foarte bine, să le înțelegi în cadou familie, ca o mamă și ca un fiu. Ok, mami, te iubesc, mami, azi ce vrei. Ok, dar să leg, deja mă enervești ceva, dar să leg, fii atent, bă, mi-a venit Rafael mai devreme pe aici și am zis să te sune, fii atent, dar să le, păi, i-am zis că nu, adică n-am vrut să zic și lui, vreau că de data asta știi că am stat, bă, nu, sincer, nu prea suport eu așa pe Rafael, adică, pe bune, nu știu care e faza, de unde te-ai împrietenit tu cu el și cum ești tu prieten cu el, dar să le, dar eu vreau ca tu să stai cu mine și pe Rafael să lăsăm practic la el acasă și de asta n-am vrut, am vrut să mai stai tu cu mine, să mai petrecem timp așa, mama fiu, că Rafael, adică nici nu e de la noi din familie și, bă, enervează, sincer, pe tine nu te enervează? Ba da, bă, fiante, mă face fraier, mă ignoră toată ziua, îmi face prank-uri, îmi fără calculator și fiantele, mami, eu o să mă duc la mine acasă și o să-mi iau bagajele și am venit la tine, mami. Bă, dar să așteaptă, dar să așteaptă, da, ok, deci apre, dar să Dar Darusel, mă auzi? Alo? Darusel, tot ce-i supărat? Ce-i de vorbești așa? Par supărat, nu mai ești tu Darusel la vesel, dar te știam eu odată. Ce fii antenă, mami, mie mi-a expirat burgerii. Darusel, ești nesimțit? Cum adică ți-a expirat burgerii? Că eu abia ți-am dat burgerii, Darusel, stai puțin. Tu nu ești bucuros că mama ta te-a invitat să mai petrești timp cu ea în casă, Darusel? Da, ești tu așa trist, Darusel? Nu, ies, veni și fii antenă, mami. Eu o să mă calotru de acasă, eu mă duc să mă joc. Da, mami, te iubesc. Păi, Darusel, dar tu ai calculator acolo sus.
bun, sărăi, e performant, e foarte, foarte bun calculatorul, Darsu. Dar să nu te duci. Alo, alo, Darsu. A, gata, nu te mai duci acasă. Mă duc la forme. Da. Mă duc la forme, pa. Bine, bine, du-te, Darsu, acolo și jacă-te. Ok, ok, mamă, du-te. Alo, Darsu, Darsu. A, stai puțin, mamă, am crezut că sunt ce. Ok, uitați-mi puțin cum e practic pe aici. Deci în partea asta era pe undeva pe sus, se pleancă, urcă pe undeva pe aici. Dar în fine, bă, frate, hai să ne scoatem acum vocea asta. Trebuie să merg aici la baie și să-mi scot vocea. Bă, totuși, hai să vedem acum. Bă, dar n-avem oglindă aici, hai că e oglindă, asta e bine acum. Să-mi exersez vocea acum. Bun, și acum n-am revenit la vocea noastră normală, cea cu toate zile practică. Probabil voi vă cam deranjează vocea mamei strictă dacă aș folosi așa mereu. Și putem așa când avem ocazia să-mi folosesc și eu vocea mea normală. Bă, frate, vedem că doar să le acceptat, vrea să stea aici, părea cam trist, sincer, nu cred că mai voia să stea cu Mike sa, dar oricum o să fie super tare. De asta v-am zis să scrieți acolo în comentarii ce farse vreți să-i facem lui Darusel, pentru că eu am așa în plan niște lucruri pe care vreau să le fac, dar nu vă zic prea multe, chiar nu vreau să vă zic prea multe, dar da, hai să vedem ce mai putem să mai facem, dar să nu s-a dus acolo sus la el, nu știu ce aș putea să mai fac, deci mă duc prin partea asta, bă, dar sigur nu o fi pe acasă, să-mi sperăm totuși că nu-i, mamă, ce cu locul ăsta, că nu l-am mai văzut până acum, deci dacă rup aici, ajung aici și fiți atenți că acum ajung la Darusel, ce mă, să ne uităm la Darusel, să vedem ce facem, mă, frate, deci joacă aici pe calculator, ia să mă uit așa, tip, uitați-vă, mă, da, uitați-vă la Darusel, gem, să joacă, doamne, uitați-vă la el cum stă acolo, da, nici nu mai am cuvinte, sincer să zic, dar da, hai să ne ducem acum jos, ne ducem acolo la oglindă, trebuie să ne exersăm vocea foarte frumos, de fapt e că avem baia aici sus, în partea asta, bă, dar sunt prea multe băi în casa asta, că stai să mă gândesc vreo 3-4 băi dacă stai eu, să-mi aduc bine aminte, dar da, bă, frate, haulă, o să fie niște zile lungi, dar să sperăm totuși cu maică sau să stea cât mai mult plecată, pentru că așa aș putea să-i fac eu farse cât mai multe și să fie super interesant, frate, abia aștept. Mă, dar ce tot facem ăsta aici, Darusel? Alo, forna miliște, în numele Tatălui și al Fortnite-ului și al Minecraft-ului și al Lucy, abonă mamei, al mii. Bă, ce fac, mă, Darusel, dar de ce ești așa supărat, maică, mă, Darusel, mamă? Te-am supărat cu ceva? Stai puțin, dacă te-am supărat cu ceva, vreau să spui, adică hai să ne ieșcăm aici, putem să ne ieșcăm tenis de masă, dacă vrei, hai să ne ieșcăm, ide. Darusel, spune și mie, maică, de ce ești așa supărat, Darusel, că nu te înțeleg. Da, eu nu sunt supărat, mai fii atent, eu făceam răzut. Stai puțin, Darusel, dar vorbești așa, nu știu, parcă vorbești foarte, foarte lent, Darusel, nu știu, ești foarte supărat, amăgit. Ce s-a întâmplat? Te-ai supărat că te-am adus aici sau te-a supărat la fel? Ia spune și mie dacă te-a supărat la fel, că îi vin eu hack de cu jocul lui. Păi fii atent, mami, eu seara n-am dormit, m-am mușcat toată seara fără și mie... Așa, mi-somn. Dar ce tot faci aici, Darusel? Că m-am uitat la tine, Darusel, mă uitam de mai devreme și tot aici să stai așa cu spatele. Ce înseamnă asta, Darusel? Hai să te joci Fortnite. Pe fie antenă, îmi făceam rugăciuni și am adormit. Faci rugăciuni, Darusel, tu ești credincios? Nu, eu sunt foarte religios. A, ești foarte religios, am înțeles. Mă, Darusel, bă, Darusel, trebuie să fii credincios, mă, Darusel, că trebuie să mergi. N-ai fund, Darusel, ai uitat când mergeai cu mine la biserică când erai mic, mă, Darusel? Da, mami, da. Ok, Darusel, deci te-ai băgat, aba, Darusel, te mai ajut sau nu, fii atent, hai, nu, vine după mine, vine după mine, Darusel, că vreau să mă ajut la ceva, bă, Darusel, păta, așa, ce mi-ai făcut în zilele astea, Darusel, cât timp ne-ai mai fost aici, nu ți era așa doar puțin de mine, adică nu ți era doar așa de casa ta normală, Darusel, acolo, tu ce faci cu Rafael, unde stai, că nu mi-ai zis încă, nu mi-ai arătat. Să știi, mamă, că chiar mi-era doar, mamă, fii atent, că eu când eram cu Rafael, îți făceam troll, mie mi-e chiar doar, dar acum, că suntem sigur că am plictisitor. Mă, Darusel, mă, ce mă te vorbești așa, Darusel, ce-i puțin, Darusel, du-te și bea niște apă, Darusel, să-ți revii sau scui pe acolo, ce ai, Darusel, ai mâncat la burger de pții sau, Darusel, eu nu înțeleg, cum poți să bagi atâta burger copil în tine, așa te-am învățat eu? Nu, mami, dar fii antena, mami, fii, hai să nișcăm furnea, welcome! Ok, Darusel, stai puțin, da, ce să zic, Darusel, fii atent, asta e camera ta, știi, ca de obicei a rămas la fel ca atunci când erai tu cu Rafael aici, sunt ambele două paturi aici, dar de fapt acum o să fii doar tu, nu te mai pui un pat, bă, alor, bă, ridică-te, mă, Darusel, așa, gata, că nu e zi de stat un pat acum, hai, fii atent, să mergem pe afară și toate astea, mă, dar ce-ai făcut în zilele astea, cât timp n-ai mai stat pe aici? M-am jucat Fortnite și m-am fiantă, m-am jucat Fortnite, yeeey! Ok, mamă, dar fiantă, mami, eu am întrebare, bă, dar de ce? Dar nu ai scupat, Darusel,
așa, nu mai țipa, omule, bă, dar să le mă disperi, adică, bă, bune, ce te țipești, vorbește, omule, cum trebuie, bă, lasă-mă burgeria, ți-am zis că te-au tâmpit burgeria de tot, nici să vorbești, nu mai știi cum trebuie, dar răsele. Ok, scuze, am dat fiantul, mami, eu am o întrebare, de ce nu vrei să vrei și Rafael, că Rafael e prietenul cel mai bun? Ce să sunt, bă, dar răsele, știi, mă, să vorbești, că nu ți-l, ce zici de Rafael acolo, că nu te înțeleg, dar răsele, vorbește-mă ca lumea, bă, domne, dar răsele, bă, dar răsele, cred că chiar trebuie să-ți interzi burgeria, ai venit aici în casă, nu-ți mai dau burger în viața mea, dar răsele, că deja nu te mai suport, dar răsele, nu înțeleg, bă, poți să vorbești ca un om normal, să te comporți cum trebuie? Da, eu o să vorbesc ca un om normal și fii atentă, mami. De ce? Nu am mai venit Rafael, că vreau să vin Rafael, că e prietenul meu cel mai bun și îl iubesc. Unde să vină, mă, de Rafael? Bă, dar să, bă, ce vorbești, mă, acolo, bă, dar să le poți să vorbești cum trebuie, mă, omule, mai vorbești și lent, așa, nu te înțeleg, deci bailando, ce vorbești acolo, dar să le? Ei, dracu, lică, mă, dar să le, e. Bă, dar să le, fii atent, hai acum să te pui aici la masă, cred că ți-e foame, bine, oricum tu mănânci burger așa în continuu, dar vreau și eu să mănânc, dar să le, așa că facem masă acum, este prânzul, ce vrei tu să mănânci, dar să le, ce... Burger, da, nu, dar să le, la cum vorbești tu, nu mai voie burger, s-a înțeles, nu mai voie burger, la cum vorbești tu, dar să le, nu, Fiantele, mami, mi-mi place lepticul și fiantele, mami, hai să ne jucăm fotbal, yeeeey! Mă, ce fotbal, mă, dar răsele, mă, știi că mie nu-mi place fotbalul, cum adică fotbal, dar răsele, tu te auzi ce spui acolo? Păi, mami, fiantele, dacă era la fel, e să joacă cu mine fotbal! Da, pe și, da, eu sunt la fel, mă, uita așa că treci n-ai bing la tine în cameră, dar răsele, că deja mă enervat, du-te la tine în cameră, hai, du-te la tine în cameră, gata, că deja mă enervez, dar răsele, treci repede în camera ta, dar așa sper, dar răsele, în camera ta, am zis, nu la calculator, dar răsele, dar răsele, dar răsele, dar răsele, fii atent, dar răsele, așa faci, te duci la calculator, te duci la calculator, te duci, așa, să văd la ce te mai joci tu, dar răsele, am zis să treci în camera ta până nu iese rău, dar răsele, treci de mai în camera ta, dar răsele, dar să nu mă faci să-l chem pe taică tău. Nu mă faci să-l chem pe taică, să-l aduc pe taică tău acasă. Dar să nu mă faci. Da, fraților, nici nu mai am nimic de comentat, adică pe bune. Hai să-i pun acum calculatorul. Mamă, s-a făcut și noapte, s-a băgat, dar răsele, cred că s-a băgat la somn. În fine, pune calculatorul. Mamă, cât de mișto arată calculatorul ăsta, pe imagine. Chiar mă, ăsta calculatorul de cât îl avea el. Uitați-vă cum se vede și așa pe noapte. Dar ce să mai zic, frate? Nu mai am, nu, chiar nu mai am absolut nimic de reproșat. Nu mai am nimic de zis, adică, dar să l-a văzut cum e, cum face ca toate astea. Măcar s-a dus acum când i-am reamintit de taică sunt atotiși. Stați puțin că eu pe asta i-am zis așa la vrăjeală. Oare care e taică sunt? Ce, care e faza cu tatălui, dar răsele, chiar și taică sunt așa de rău, s-a dus în cameră și n-am mai comentat nimic când am zis de toată lui, adică pe bune, nu știu care e faza. Faza e că eu nu știu foarte mult insider despre familia lui și cu ocazia asta poate afli eu cât mai multe secrete pe care Darusel le are în familia lui, pentru că eu nu știu absolut nimic și ați văzut că și cu asta am aflat deja că tatăl lui Darusel, nu știu, că Darusel are frică așa pe tatăl lui, adică nu știu. Scrieți-mi fie acolo în comentarii ceea ce credeți și da, cam atât. Da, mai știți că mama lui ea zicea că aici să tai că sau, adică ba bune, hai că să fim serios, stai, asta e camera de tată, mă, ce faci mă tai că sau aici, am fine, nici nu mai vreau să mai comentez că arată cam ciudat, sincer, trebuie să-mi recunosc asta, dar da, vreau să scrieți acolo în comentarii ce vrei să mai aflăm de la Darusel, pentru că am aflat secrete și putem să aflăm cât mai multe secrete de la familia lui Darusel, de la Darusel cu familia lui și așa poate mai face și mai multe prank-uri și vreau să scrieți acolo în comentarii ce idei aveți voi și eu o să țin cont de ideile voastre, ce să le pun acolo în aplicare, nu uitați să abonați, dați acolo un like și gata, atât a fost cu această zi, mă duc și acum la culcare la mine în cameră, foarte frumos acolo, o să fie totul foarte bine, ne continuăm următoarea zi cu Darusel, să vedem cum o să fie, frate, că deja, adică, pe bune, nu știu ce să mai zic, sincer, nu mai am nimic de comentat. Hai că mă pun acum la somn și gata. Mamă, deja s-a făcut și zi. Hai că mă mai pun la somn dacă e. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.